Salut, fraților, ca și de obicei, ca și în fiecare zi, Victor aici pentru voi cu câte un video bun și astăzi vorbim despre Adrian Florea, luptătorul de K1 de la Galați care a fost înjunghiat în gât. Acum, voi mi-a zis mie, Victore, te rugăm frumos, fă-ne un video pentru că tu ești în nivel de Krav Maga, în lupte de stradă, de autoapărare și poți să ne explici ceea ce s-a întâmplat mai clar cu Adrian Florea pe stradă. Bine, mă băieți, hai da să vă explice Victoraș cum stă treaba și ce greșeală mare au făcut, cu tot că e un luptător foarte bun de kickboxing, au făcut greșeala vieții lui pentru că s-a dus singur față de patru persoane pe stradă, fără să-și dea seama că chiar dacă e un foarte bun luptător cunoscut, nu îl ajută cu nimic în stradă, pentru că strada diferă de ceea ce faci tu în sală. Ceea ce am mai zis de multe ori la mulți sportivi și care văd că nu înțeleg nimica, pentru că nu, în stradă nu te ajută cu nimica, pentru că în stradă sunt luptele ilegale. Persoanele se folosesc de arme, de cuțite, de orice ce poate să-l salveze în momentul ăla. Ținând cont că el era într-un scandal cu băieții ăștia, care l-au așteptat în față la consignație 4, pentru că el, Adrian Florea, a greșit, l-a amenințat și i-a spus, unde ești? Că vin după tine. Deci asta a fost greșeala cea mai mare. Nu te duci tu după el. Niciodată. Pentru că tu când îi zici, bă, eu vin după tine, el are timp să se pregătească. Să-și pună un topor, să-și pună un cuțit, să-și pună niște pari, să te aștepte și să-ți dai chiar dacă ești bun sportiv. Pentru că el știe că trebuie să se bată cu un sportiv de K1 care e foarte bun și știe că nu are niciun avantaj în fața ta, că o să piardă lupta. Și atunci tu te duci sigur de tine, fără să-ți dai seama că ești pe stradă și pe stradă lumea nu te iartă. E locul unde lumea nu te iartă. În ring se bagă arbitru, se oprește, în sală se oprește, înțelegi? Activitatea ta sportivă e una și cea din stradă e alta. Asta nu înțeleg mulți sportivi. L-a sunat, l-a amenințat pe băiat, s-a dus la ei acolo la consignații ca să iei la bătaie. Bă, băieți, ăia erau patru, s-a luat cu ei la bătaie când au văzut că ăla câștigă teren, ce-au făcut? O scos cuțitul și o dat mare cuțit în gât. Mă, nu te duci niciodată. Niciodată, de exemplu, la bătaie sunt tu, stați că vin. Bă, ăla are timp să pună furcă, topor, par, înțelegi, să strângă băieți și pună pe colțuri. Oricât ai fi tu de bun luptător și mergi și te bați cu ei, omul scoate cuțitul, scoate ranga, te ia, te lovește, nu ești atent, îți mai mult să-ți fură atenția, n-a poți să-ți iei poziții de fiecare, chiar dacă tu ești un bun luptător. Asta nu înțeleg sportivii. Și el ce-a făcut? I-a sunat Adrian Florea, i-a sunat, i-a amenințat, o să stați că vin eu acum și vă arăt ce vă dau. El, sigur de el, pentru că știa să se bată, înțelegi, dar nu și-o dat seama lucrul. Stai bă, frate, că suntem în stradă, nu suntem în sală. Oamenii pot să folosească un cuțit, un pistol, un par, o rangă, să mă aștepte și să-mi dai. Eu mă duc acolo așa pe nervi, peste ei să iau la bătaie. Nu, frate. Nu, frate, nu fac așa ceva niciodată. Nu mai iau un conflict cu ei. El știa chestia asta, regulile astea din sală, dar el nu le-a aplicat. Că el, ca luptător, n-are voie să se folosească de chestia asta în stradă, să ameninți omul să le ia la bătaie. Deci tătel o căzut nasol, tot el în poziția în care e nasol, pentru că el s-a dus la ei. El s-a dus la ei. Ei ce-au făcut? S-au pregătit, l-au așteptat. Bă, eu care nu știu să mă bat, știu că vine la mine un luptător de K1. Înțelegi? Am și eu onoarea mea, nu știu să mă bat, dar pun mâna pe o rangă, pe un cuțit, pe ceva și ți-o trag. Mai ales că mă și anunț că vii. Ce fac? Nu mă pregătesc. Aici dacă mă lua pe surpriză era altă treabă. Mă prindea acolo, nu știam, n-aveam pe ce să mai pun mâna, că nu știam că vine și
Mă la pune pregătite, înțelegi? Dar și oamenii prin amenințare, prin telefon, o să-ți da vin, hai vino să ne batem. Îți dai seama că ea bandis, frate, la Galați, tot timpul a fost legea cuțitului, Marian Ivan, tot de cuțit omorât, sportiv, 2 metri înălțime, 145 de kg, făcea hainele la comandă, sunteți nebuni. Și cine l-a dovedit? Copiii din cartier cu cuțitele, înțelegi? L-a dat jos. Oricât de sportiv bun ai fi pe stradă, e altă situație. Tu trebuie să iei altcumva control asupra unui scandal. Niciodată să te arunci în el. Chiar dacă tu ești un sportiv foarte bun, profesionist, tu trebuie să nu faci chestia asta, să ameninți și să te duci, să-i dai timp la ăla să se pregătească. Ia-l-mă pe surpriză când nu-i pregătit. Du-te la el când nu-i pregătit. Tu l-anunți? Păi ce șmecherie e asta? Îmi zici mie, vezi că vin să te bat, Victorie. Și eu zic, da, hai vino. Iau cele mai mari cuțite din casă și te aștept. Și când te văd, te iau și te alerg. Îmi iau lilele cu bandă scoși de mână, ca să nu le scap de mână, și te alertă tot orașul. Te alertă tot orașul până te fac frenjuri. Pentru că tu nu știi să te aperi. Tu știi să te bați în luptă corectă. Dar tu crezi că ăla luptă corect cu tine pe stradă când știi că tu ești un sportiv de performanță? Niciodată ăla nu o să-ți dea ție avantajul tău. Și ăla o să-și iei ceva la el să se protejeze. De-aia v-am zis. Mergeți, fraților, faceți Krav Maga, pentru că acolo învățați cum să trăiți situații de stres când o persoană folosește un cuțit, cum să știi să barezi o persoană care îți aplică unei lovituri de cuțit. N-are treabă, poți să fii sportivul, kickboxerul cel mai bun din România. Când sunt patru persoane, una te ține, alta o lovești și alta îți dă cu cuțitul, tu nu mai ești atent la ceea ce se întâmplă. Foarte prost plan făcut de Adrian Florea, pentru că a ajuns într-o situație critică la spital și are nevoie de sânge în momentele de față ca să poată să iasă între cumpănă, cu un picior în groapă și cu unul afară. De asta, voi, tineretul, trebuie să înțelegeți o chestie. Nu ameninț și mă duc la el pentru că îi dau timp să se pregătească. Dacă vreau să-l iau, îl iau prin surpriză. Când nu știe nimeni că mă duc după el. Când nu știe nimeni că îl iau de acolo. Dacă tot vreau să-i fac ceva, să-l lovesc sau să îmi rezolv un cont cu el. Nu când îl sun și zic, tu ești bazat, că ești sportiv, bă, știi că îi bombardezi, le rup tot în ei. Și le zici, bă, frate, stați așa că vă arăt eu că eu sunt băiat. Vin acum și vă fac să vezi ce vă dau. Și eu zic, vino mă, dar ce crezi că ne-e frică de tine? Ia du-te mă, ia un cuțit din casă, dau o pac. Bagă-ți-l la spate, că la Galați e obicei să porți cuțit pe tine. El știa foarte bine chestia asta, trebuia să-și dea seama dinainte că trăiește în Galați. Galați, Brăila, frate, cuțit. Craiova, cuțit. Zona aia, Moldovei, cuțit. Deci, trebuie să faceți foarte mare atenție la cuțit. Nu vă băgați în scandaluri, nu vă bateți unde sunt mai mulți oameni, că nu știi de unde îți fure un cuțit și uite te omoară. Uite ce-o pățit acum băiatul ăsta care a avut o carieră superbă în K1, în sport. Acum o să trebuiască poate un an, doi, să-și revină și să fie iară om cum a fost înainte, pentru că afecțiunile o să fie foarte grav dacă trăiește, dacă are șansa să trăiască, dacă Dumnezeu îi mai dă zile. Băi, fraților, băi copii care vă uitați la mine, mâncava sufletul vostru, care sunteți sportivi și sunteți în sălile de kickboxing, de box, eu vă înțeleg, fraților, sunteți sportivi, sunteți buni, aveți o calitate. Puteți să dovediți un om unul la unul, dar strada n-are nimic a face cu ceea ce faceți voi în sală. Pentru că pe stradă omul care te cunoaște, știi ce zice? Băi, eu nu mă bag cu ăla, că ăla e bun, ăla e sportiv, ăla îmi dă două, trei în gură, bu, mă dovedi, stai așa, că mă pun acasă, mi-au un topor, l-aștept toporul. De aia trebuie să faceți Krav Maga. De aia să mere să faceți Krav Maga izraelian. Au lupte de autoapărare pentru stradă, pregătire de stradă, cum să te aperi de un cuțit, de o bâtă, de o rangă, cum să apreciezi pericolul. Cu
cum să apreciezi o situație de stres când vezi că o persoană e înarmată, pentru că strada n-are nicio treabă cu sala. Pe stradă e legea junglei. Ați văzut ce s-a întâmplat la București cu Pian? Uitați-vă acum ce s-a întâmplat la Galați. Așa a fost omorât și Marian Ivan. Tot e cuțit. De aia când sunteți unii sportivi și vreți să reglați unele conturi pe stradă, fraților, faceți atenție. Că pe stradă nu e în sală. În stradă nu ești pe sală. Omul nu vine la tine știindu-te ca sportiv să se bată cu mâna goală cu tine. Asta te asigur deja. De asta te asigur deja. Și deja tu nu previi că mergi după el, că atunci tu îi dai timp să sune prietenii, îi dai timp să se înarmeze, îi dai timp de multe, care el nu le știa Adrian Florea. El s-a bazat în ceea ce știe el ca sportiv. Dar în pregătire de stradă, zero. Zero. Nu știe să calculeze nivelul de stres sau de pericol care e în stradă. Nu știe să calculeze dimensiunea dintre el și adversarul lui. Trebuie să zic că stai așa, mă, că ea știe că eu le ruf maxilare. Dacă mă așteaptă cu o rangă sau cu un cuțit și mă taie, că suntem la Galații, cunoscut Galațiu că se folosește cuțitul. Nu e prima dată, un plus la consignație, frate, unde cartierele 19-20, unde se știe legendă, cuțitul e cuțitul, sabia, e legenda acolo la Galați. Fraților, vă rog din tot sufletul, dacă nu aveți o pregătire urbană în Krav Maga, ca să știți să înțelegeți lucrurile de stradă și agresivitatea lor și situațiile de stres, mai bine fugiți, fraților. Mai bine fugiți, când vedeți puțin, fugiți, că fuga e sănătoasă. Fuga e sănătoasă, fraților. El o vrut să le arete la ei că e bărbat. Dar el a uitat un lucru. Că e pe stradă. Un sportiv nu trebuie să facă chestia asta. Un sportiv trebuie să fie mai inteligent și să gândească că merge pe stradă, că nu e în sală. Că ăla nu o să accepte să se bată unul la unul cu el. L-a așteptat patru. Când a văzut că începe să-i dovedească, a scos cuțitul și l-a dat. Vă nenorocit pe viață. Înțelegeți? Vă rog frumos să fiți atenți. Când îți agresiuni de astea stradale, nu vă implicați, pentru că nu știți ce scoate omul de la, din buzunar sau de la spate. Și vă furați un cuțit și vă taie o arteră care vă continuă corpul de sus până jos și vă goliți de sânge. Vă goliți de sânge până ajungeți la spital, ceea ce s-a întâmplat și la Adrian Florea. Folosiți cursurile de autoapărare Krav Maga ca să știți să apreciați unele situații de stres pe stradă și cum să le luați ca să vă salvați. De asta vă îndemn pe toți cei care vă uitați la videourile mele să vă folosiți de Krav Maga. Krav Maga israelian e folosit de toate sistemele de securitate din lume, de toți bodyguards-ii, de toți polițiștii, de toți militarii, de toate trupele speciale din lume. Deci e făcut special urban, făcut de israelieni. De ce? Ați văzut la ei? De ce s-a făcut chestia asta, sportul ăsta, Krav Maga? Pentru că erau foarte multe atacuri de cuțit în Israel. Atentate teroriste la cuțit. Și a fost nevoie de ceva urban în care soldații și sistemele de securitate să știe să se apre asupra unui atac de cuțit. De aia a fost dezvoltat Krav Maga-ul israelian, unde toate sistemele de securitate din lume acum îl folosesc. Pentru că e cel mai bun pentru stradă. N-are nicio treabă cu kickboxing-ul, cu jiu-jitsu, cu... Nu. Pe stradă, puțin care îți oferă șansa în ziua de astăzi, unul la unul.
majoritatea astăzi vin 5, 10 și tu dacă ești prost, te duci și te bagi în ei și spui viața în pericol. Cam asta a fost povestea și greșeala care au făcut-o Adrian Florea. Sper că ați înțeles ceva și să reparați la voi, să nu lăsați lucrurile astea dacă nu le cunoașteți, mergeți și încercați să faceți Krav Maga. Dacă v-a plăcut video-ul meu, nu uitați să dați un like. Dacă nu v-ați abonat încă la canalul meu, abonați-vă la canalul meu și Victor vine aici în fiecare zi pentru voi cu câte un video bun în care poate să vă scoată din întuneric, să vă dați seama din ce cauză a ajuns Adrian Florea în situația asta. Pentru că nu știut să calculeze lucrurile cum trebuie. S-a folosit doar de puterea lui sportivă, care nu l-a ajutat cu nimic în stradă. V-am pupat și nu uitați să dați un like.